încărcat lemnele. Iar acum vom merge să punem șampon, alimente. Am pus jucăria, acum punem fasole, ulei, făină, paste și orez. Acum după cașcaval. Urmează să mai punem un pătuț, da, de acolo. Lapte, praf, Pampers și niște covoare din partea aia, de la magazia de la mobil. Îți las foaia aici, cu avizul și spor. Familia Carp din Totoiești. Noi suntem 9 persoane, 7 copii și cu noi 2 adulți. Părintele ne-a ajutat foarte mult. Ne-a ajutat cu tot, cu casa, cu copiii, cu alimente. Multe ne-a ajutat cu tot. Lapte, că n-am nevoie, îl sun, de lemne, că n-am nevoie, îl sun, una, două, ne-a dus și e foarte mult ne-a ajutat. Viața dumneavoastră înainte de a-l întâlni pe părintele Damaschin? Înainte să m-am întâlnit cu părintele Damaschin era greu. Aveam copii, era situația grea. Soțul nu lucra atunci și aia era greu. Datorită lui părintele avem o viață bună, avem o viață tot ce ne trebuie. Voi cum o ajutați pe mama voastră? Noi avem grijă de frații noștri mici. Și o mai ajutăm mama la seburi. La ce mai concret prin casă o ajutați pe mama voastră? Să facem curățenie. Să spălăm vasele. Da. Mă ajutăm la scoatere apă pentru a spăla rufele. Am măturat, mai scoatem apă pentru animale. Mătură pe o gradă, facem curat la porci, la dă mâncare la găini. Și tu ce faci prin porci? Nimic. Nimic? Nu te lași căței. Da. Fratele meu care are grijă de căței. Eu am 9 ani. Îi face mare, ce vrei să te vezi? Doctoriță. Dar de ce? Ca să ajut oamenii. Eu am 13 ani. Mulțumesc.
La mic, cred că pe cătaș. Tu când crești mare, ce vrei să te faci? YouTuber. Cum? YouTuber. Iubiții mei, în cele ce ați urmărit, ați văzut o poveste, o poveste cu final fericit. Deocamdată e vorba de Elena, o mamă cu, nu mai știu, 7-8 copii, cred că sunt 8 acasă. Mamă care ne este foarte, foarte dragă și pentru că în ultima perioadă familia i-a crescut, iar căsuța modestă, modestă în care se aflau copilașii era cu totul și totul neîncăpătoare. Am fost nevoit să intervenim în regim de urgență și, da, în câteva săptămâni să reabilităm această căsuță, să o mărim și astfel Elena și copiii ei să aibă o casă cu spațiu generos, cu dormitoare, cu bucătărie, cu baie, o casă tricolor, așa cum ați văzut, o casă cu toate cei tribuincioase, pentru că, da, o casă, chiar dacă o faci, chiar dacă o ridici, chiar dacă o repari, trebuie să aibă nea obligatoriu și niște lucruri foarte, foarte importante. Și aici ne referim, bineînțeles, la mobilier, ne referim la, eu știu, dotare cu aragaze, cu frigidere, cu mașini de spălat, ne referim nu ultimul la alimente și la bine cunoscutele lemne ale vieții, care în această perioadă sunt solicitate cu disperare de familiile noastre. Mulțumesc pentru sprijinul în acest proiect tuturor celor care s-au implicat și îl rog pe Domnul să vă ocrotească, să vă dea toate cele de fost, ajutor și mântuire în veci. Amin. Doamne ajută! Fiți binecuvântați!